Ieri a avut loc un protest. Dumneavoastră ați fost printre cei care ați îndemnat susținătorii să iasă la acest protest. Ați mers și dumneavoastră la protest. Nu ați urcat pe scenă să vorbiți, deși înțeleg că ați fost invitat. Și ați făcut o remarcă pentru jurnaliști. Când v-au întrebat colegii de la ProTV de ce nu ați urcat pe scenă, ați spus unele partide trebuie să fie interzise prin lege, iar unii politicieni deja de mult trebuie să fie în pușcărie și eu nu vreau să urc pe scenă împreună cu dânșii și să vorbesc. La cine v-ați referit? M-am referit, într-adevăr, am îndemnat toți cetățenii, nu doar susținătorii, dar toți cetățenii să participe la acest protest, deoarece este un protest contra uzurpării puterii în stat, contra corupției, contra simbolului corupției Culioc, Igor Dodon. Le mulțumesc cetățenilor care au participat la acest protest și la altele, dar când am pornit din Germania la volan, deoarece nu era rută directă sâmbătă din Germania, când am pornit spre Chișinău, am discutat cu cei din PAS, am ajuns sâmbătă foarte târziu la Chișinău și e clar, lucru că m-a interesat pe mine, deoarece trebuia să particip eu, trebuia să vorbească primarul din Vulcănești, domnul Petrioglu, Elena Grițco, doamna Nina Cereteu, primar de Droche. Am întrebat care este scenariul, cine va mai participa și am văzut unele partide. Și apropo, partidele la care m-am referit, apropo, nu am văzut să vorbească, dar i-am văzut în lista de vorbitori, sâmbătă seara târziu. Partidele, reprezentanții partidelor trebuiau să iasă să vorbească și n-au ieșit? Deci penalii la care v-ați referit dumneavoastră au fost pe scenă sau nu au fost? Nu, nu au fost. Deci, deoarece trebuie să fie cineva din partea PD-ului și cineva din partea Promoldova. Deci astea sunt partidele despre care vorbim. Penalii cine? Sunt PD-ul sau Promoldova? Deci Vladimir Plahotniuc a fost cel care a organizat o grupare criminală care se numea PD. Și nu contează care procurori de serveau, care policieni, care polițiști sau persoanele din CNA, din Banca Națională. Deci mai mulți experți s-au expus că tot ce a fost pe timpul lui Plahotniuc legat de PD era o grupare criminală. Astăzi deja care-s deamăs cu trei căciuli schimbate și sunt pentru Moldova, care sunt pro-Moldova, adică pentru mine e PD. Știți cum? Adică orice aripi. Problema este în denumire sau în oameni? Deci cine face ca acolo să existe penal? Uitați-vă. Denumirea partidului. Haideți să facem în felul următor. Deci, doamna Sandu, președintele ales Republicii Moldova, a venit cu un mesaj să iasă cetățenii la protest. Da. Eu am sprijinit acest protest și protestul de ziua de vineri, dacă nu greșesc, sau joi, când a fost, că nu eram în țară. Dar au fost mai mulți colegi de-a mei din partid. Tomu Cașu și-a vorbit la protestul de vineri. Dar eu nu am niciun drept astăzi să acuz organizatorul unui protest, deci fiecare face scenariul. Iată, eu o să organizez în timpul apropiat un protest, o să fie scenariul meu, care o să mi-l asum. Dumneavoastră, o să organizați protest? Cel puțin eu am declarat și în campanie electorală că noi avem aceleași scopuri cu doamna Maia Sandu, dar avem metode diferite.